Primăria Târgu Jiu vine în sprijinul celor care suferă de diferite afecțiuni, dar care nu și-ar putea permite un bilet de tratament. Și în această vară vor exista 3 serii, câte 30-40 de pensionari care vor beneficia de sprijinul oferit de administrația locală. Potrivit directorul Direcției Publice de Protecție Socială, Teodora Ciobanu, pentru vârstnici s-a obținut și o reducere a taxei de intrare la băile Săcelu. Avem 3 grupuri pe câte 7 zile. Merg cu un autocar acolo, s-a obținut și o reducere pentru taxa de intrare pentru dumnealor de la 7 la 3 lei și sperăm să se simtă bine, ca de fiecare dată. Pensionarii care beneficiază de transport gratuit până la stațiunea Săcelu sunt cei care sunt înscriși la cluburile vârstei a treia.